Scenele s-au petrecut în zona stației CFR Brașov cu puțin timp înaintea orei 18. O fată din Brașov și doi tineri, dintre care unul este minor, au încercat să-și pună planul în aplicare. Tânăra a pus ochii pe un bărbat aflat în zona gării și a propus să facă sex contra cost. El a fost de acord, cei doi au părăsit zona, dar ținta fetei era cu totul alta. La un moment dat, doi tineri cu care fata implicată făcuse o înțelegere l-au atacat pe amatorul de sex, l-au bătut, iar bărbatul a leșinat. Atacatorii au luat telefonul mobil, banii și au reușit să fugă. Au explicat pentru brașovtv.com procurorii parchetului judecătoriei. A început ancheta, iar principalii suspecți au fost prinși. Fata implicată are calitate de suspect, iar ceilalți doi tineri de 21 și respectiv 16 ani au fost arestați sub acuzația de tâlhărie calificată. Procurorii DIICOT Brașov au cerut astăzi unui judecător de drepturi și libertăți al tribunalului arestarea preventivă a unui bărbat cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și trafic internațional de stupefiante. În timp ce se afla în parcarea din zona unui liceu din Brașov, bărbatul a deținut în vederea comercializării 4 kg de cannabis, dar procurorii au găsit la locuința unui alt bărbat și cantitatea de 400 de grame de droguri. Inițial, cele 4 kg de cannabis au ajuns în România prin intermediul unei firme de curierat. Principalul suspect a fost prins în flagrant de procurori, reținut și propus pentru arestare. Un judecător de drepturi și libertăți al tribunalului urmează să decidă dacă va emite sau nu mandat de arestare preventivă. Săcelerii au petrecut Ziua Națională a României cu mare emoții și cu speranța într-o țară mai bună, liniștită, fără ură și dezbinare. Alături de locuitorii municipiului Săcele, la ceremonialul religios și militar au fost prezenți și liberalii săceleni. Cu ocazia unei zile atât de importante, reprezentanții PNL Săcele au tras un semnal de alarmă foarte clar. Oamenii trebuie ascultați, nu ignorați. În semn de solidaritate pentru săcelenii care sunt nedreptățiți la tot pasul de către primar și angajații instituției, reprezentanții PNL Săcele au refuzat să asculte discursul primarului Virgil Popa. Aceștia au acoperit urechile cu ajutorul căștilor antifonice pentru a nu auzi nici măcar un cuvânt rostit de edil. Preacucernici părinți, domnule comandant, dragi elevi, doamnelor și domnilor, într-adevăr Dumnezeu ține cu noi. Uitați-vă ce cuvânt frumos este deasupra noastră. Decizia liberalilor vine în urma unei noi aroganțe pe care primarul și angajații lui au afișat-o săptămâna trecută, atunci când nu au permis accesul la o ședință publică unui grup format din 10 săceleni. În cadrul întâlnirii se dezbăteau probleme care îi afectau în mod direct pe locuitorii cartierului Bunloc. La mulți ani România, la mulți ani săceleni, dorim ca prin acțiunea de astăzi să transmitem un mesaj administrației de la Săcele, atâta timp cât ei vor refuza să asculte cetățeanul, să-i asculte nevoile, și noi vom refuza și nu-l vom asculta. La mulți ani România, la mulți ani tuturor românilor, ne dorim o administrație cu mai multă transparență, o administrație liberă și normală. Multă sănătate, să fie toată lumea unită și să trăim în pace pentru copiii și nepoții noștri. La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor și să încercăm să fim mai buni și mai respectuoși între noi. Ziua ne când unire. Unire, când poporul român s-a unit, a unit Transilvania, Moldova și Muntenia, Cutumuntenia și Moldova. Urare pentru această zi? Poftiți? O urare pentru această zi. Eu doresc libertate, dreptate și unire între popoare. Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, împreună cu doctorul Liviu Muntean, directorul medical al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii, au inaugurat astăzi unitatea de primiri urgențe din cadrul spitalului. Aceasta a fost extinsă, reparată și igienizată în urma unei investiții finanțate din bugetul Consiliului Județean. Inițial, suprafața UPU a fost de 250 de metri pătrați, însă după reorganizarea spațiilor a fost mărită la 380 de metri pătrați. A fost extins spațiul pentru primirea și triajul pacienților, precum și cel pentru așteptare pacienți și părinți. Serviciul de unități primire urgențe sunt zilnic în medie 120 de pacienți.
Vom continua în perioada următoare să inaugurăm și alte spații care le avem în prezent în reabilitare. Mă refer aici la ambulatoriu, la spălătorie, la celelalte spații care astăzi le avem de asemenea în reabilitare și ne propunem ca spre finele anului viitor sau începutul anului, spre jumătatea anului viitor, să avem finalizat întreg spitalul ca și reabilitat. Devenim din ce în ce mai buni, devenim din ce în ce mai curați, din ce în ce mai dotați în dorința de a asigura servicii medicale cât mai de calitate. Noi avem un statut de spital regional, deci ne adresăm în principal județului Brașov, județului Covasna și Harghita, dar și unei mulțimi din ce în ce mai mari de turiști. Avem și spațiul de triaj prin care se face triajul pacienților care sosesc în urgență, fie cu ambulanțele, fie cu mijloace proprii, fie prin transfer de la alte spitale. Aici se triază în funcție de protocolul național de triaj, avem codurile de urgență și mai departe sunt direcționați în celelalte spații. Mulțumesc domnului președinte Adrian Ioan Veștea, mulțumesc colegilor și în același timp Comisiei de Sănătate, mulțumesc, cu mare mulțumesc, mulțumesc domnilor care au participat la aceste lucrări, mulțumesc doamnei manager, mulțumesc domnului director medical, mulțumesc doamnei doctor Cristina Spirea Zavarache, medicul șef de la UPU. Un mesaj către copii, să învețe să fie fericiți, iar părinții să aibă grijă de sănătatea lor, noi suntem aici pentru ei. În proiectul renovării a fost cuprinsă și amenajarea corespunzătoare a camerei pentru resuscitare, a fost creat un spațiu destinat formării și instruirii personalului, iar numărul grupurilor sanitare a crescut de la 1 la 3. Conform listei de investiții pe care conducerea spitalului a pregătit-o pentru anul 2020, se intenționează achiziția unor echipamente precum computer tomograf, ecograf și tărgi medicale. În acest an, cu fonduri alocate de Consiliul Județean Brașov, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii s-au finalizat 2 proiecte de reparații și igienizări, alte 8 lucrări fiind în curs de realizare. Indiferent în ce anotimp mergeți pe munte, primul lucru pe care trebuie să-l conștientizați este că muntele este un teren care prezintă anumite pericole. Jandarmii montani vă sfătuiesc să nu vă aventurați în următoarea perioadă pe traseele montane, mai ales că au început ninsorile. În cazul în care mergeți pe un astfel de traseu, trebuie să fiți echipat corespunzător, să mergeți într-un grup mare organizat, iar în caz de urgență să apelați la 112. Ținând cont de faptul că în partea superioară a masivului Postăvaru s-a depus un strat de zăpadă, recomandăm turiștilor să aibă un echipament adecvat condițiilor de iarnă, să fie îmbrăcați corespunzător. În momentul în care pleacă pe trasee turistice, să informeze cabanierii din zonele din care pleacă, să nu plece neînsoțiți. Trebuie să fiți atenți, deoarece, din cauza frigului, bateriile telefoanelor se descarcă mult mai repede, motiv pentru care acestea trebuie ținute într-un loc cât mai călduros. Clienții băncilor au oportunitatea de rezolva problemele cu care se confruntă în relațiile cu instituțiile financiare. Reprezentanții Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar le-au prezentat brașovenilor soluțiile prin care pot fi încheiate eventualele neînțelegeri sau litigii financiare. Această instituție intermediază gratuit și în mai puțin de 3 luni negocierea dintre consumatori și bănci sau IFN-uri. Beneficiile obținute în urma negocierilor în ultimii 3 ani și jumătate depășesc valoarea de 2 milioane de euro. Doar consumatorii sunt cei care pot declanșa soluționarea alternativă. Banca nu poate avea inițiativa sau IFN-ul nu poate avea inițiativa deschiderii unei proceduri de soluționare alternativă. Consumatorii sunt cei care transmit o cerere la centrul de soluționare alternativă și modalitatea de accesare a centrului de soluționare alternativă este simplă, zicem noi. Consumatorul, dacă și-a rezolvat problema de maniera aceasta amiabilă, fără să plătească nimica, poate să transmită și un mesaj pozitiv în piață. Cu banca respectivă, eu am înțeles. Și sunt câteva bănci mari care au stabilit această colaborare foarte bună cu centrul și se pare că toate băncile sunt atrase cumva în acest trend. Deci, opinia noastră este optimistă. Va fi de muncă în continuare și cu consumatorii să vină, pentru că și dumneavoastră sunt liberi să aleagă. Noi, ca și conciliatori, după ce discutăm cu părțile, după ce analizăm actele dosarelor, o considerăm că este poziția și este soluția care ar fi adecvată în acel dosar. Iar aceste soluții, majoritatea cazurilor sunt, peste 90% din cazuri, sunt acceptate de către instituțiile bancare. După părerea mea, dacă ești forțat, dar eu sincer n-aș face. De ce? M-aș limita la posibilitățile materiale. Am avut și eu credit. E o problemă, știți? Mai ales dacă banca își rezervă dreptul să
să ajusteze dobânda și dobânda efectivă, da? Că vorbim de dobândă. Devine o povară. Nu sunt de acord. Mai bine economisiți și e mai bine așa. Clienții care se confruntă cu probleme la bănci pot obține detalii de pe site-ul www.csalb.ro. Sărbătorile se apropie, iar în piețele din Brașov vor fi puși în vânzare brazi pentru Crăciun din pepinierea regiei publice locale a pădurilor Kronstadt. Prețurile, similare cu cele de anul trecut, vor fi cuprinse între 10 și 50 de lei în funcție de dimensiunile brazilor. Ca în fiecare an, regia recoltează doar din pepiniere și vinde în piețe direct către cetățeni. Nu am vândut în scopul recomercializării operatorilor economici. Așa că din 17 practici în rotație ne vor găsi brașovenii în aproape toate piețele. Brazii vor putea fi cumpărați din piețe din 17 decembrie. Grădina Zoologică Brașov oferă publicului o nouă atracție începând de astăzi, 2 decembrie 2019. Vizitatorii vor putea face o călătorie virtuală în savana africană. Toți cei care doresc să cunoască flora și fauna din savană o pot face cu ajutorul unui autobuz folosind ochelarii de realitate virtuală. Turul virtual durează 13 minute și este conceput astfel încât să ofere experiența unei călătorii de tip safari unui număr de maximum 10 persoane. Prin intermediul căștilor, vizitatorii vor putea vedea pe parcursul turului animale specifice zonei de savană africană, precum elefanți, lei, rinoceri și păsări exotice, într-un peisaj cu relief și vegetație specifică, vizibil la 360 de grade. E o altfel de experiență, e un altfel de mod de a vedea animalele. Noi în zilele acestea am avut experimental cu copii, am lăsat. Feedback-ul este foarte în regulă și sunt foarte impresionați de ceea ce văd. Această plimbare în safari a fost făcută în baza unui scenariu pe care noi l-am cerut. În timpul experienței veți putea vedea un rinocer, de exemplu, care lovește ușor. Am zis să nu speriem copiii sau să-i traumatizăm, nu? Să fie o experiență cât mai plăcută. Girafa care se apropie și îți dă senzația că te atinge. Experiența este completată de senzații fizice care imită traseul autovehiculului pe un teren accidentat, precum și de momente inedite care alungă monotonia unei simple plimbări. Pe lângă fondul sonor alcătuit din sunetele specifice, pe parcursul întregului tur, vizitatorii primesc informații prin intermediul unui narator despre speciile de animale pe care le văd. Cum te-ai simțit? Ce ți-a plăcut? Panicată, dar într-un fel a fost foarte fain. O experiență frumoasă. Panicată de ce? De ce ți-a fost? Pentru că erau unele imagini apropiate de tine și te speriai așa că vine aproape, foarte aproape. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Zebrele. Când am văzut rinocerul ăla și a venit după noi și leul ăla când era într-o parte pe stâncă de aici. Ai simțit că s-ar putea să fii pradă crocodililor? Vai, și atunci m-am speriat, da, pe podul ăla și eram, hai odată, și după am scăpat și era bine. Au apărut crocodilii, m-am speriat și mai atunci când era să cad cu mașina în râu. Mi s-a părut super fain. Toată lumea trebuie să încerce această experiență. Prețul unui bilet la acest obiectiv este de 15 lei pentru adulți și 10 lei pentru copii cu vârsta între 6 și 14 ani. Copiii cu vârsta sub 6 ani nu au acces la acest obiectiv din motive de siguranță. Orașele din România se întrec an de an în organizarea târgurilor de Crăciun. În Brașov, în Piața Sfatului, sunt puse la dispoziția localnicilor și turiștilor căsuțe cu tot felul de produse. Găsiți, așadar, de la turtă dulce și decorațiuni lucrate manual până la vin fiert cu scorțișoară. Aveți la dispoziție însă și o căsuță cu dulcețuri din flori de liliac, de salcâm și de trandafiri, preparate din ingrediente 100% naturale. Totul este natural, nu are conservant, produsul nostru nu are gelifiant, nu are colorant. Însă cel mai căutat dintre produse în acest moment este această dulceață de dovleac plăcintar cu vanilie și cu scorțișoară. Se pare că este preferată de copii și bineînțeles campioana târgului este dulceața noastră de trandafir de damasc. Este declarată cel mai bun produs local, este un produs premiat. Pe lângă dulciuri și decorațiuni, cei care vin la târg au la dispoziție și bucate tradiționale. Preparatele din carne de porc, chiar dacă rețetele diferă de la o regiune la alta, de pe masa de Crăciun sunt nelipsite. Vorbim despre cârnați, slănina afumată, tobă și piftie. Numai naturale, nu au niciun fel de aditiv, fum, sare, piper și tot ce trebuie. Cu bun gust și cu mult drag îi așteptăm să vină și le dorim sărbători fericite și așteptăm cu mare plăcere. Decorațiuni, vin fiert, așa, și bucate tradiționale. Da. Și ca bucate tradiționale, cam ce vă încântă, ce vă face copii?
Păi, nu știu, dacă era soțul meu, vă spunea mai multe ce înseamnă bucate tradiționale. Nu știu, brânză, bucate tradiționale de Crăciun, cârnați, tobă, din astea, șuncă, specifică zonei. Ce ne-a făcut cu ochiul? Bucatele tradiționale românești, nu? Care sunt și cele mai sănătoase. Ce bucate tradiționale v-ați gândit mai? Ne-am dus acolo la lebăr, cârnați de casă, brânză de oaie, cași. Îi așteptăm cu mare drag pe oaspeții noștri să-i încântăm cu cele mai tradiționale preparate, și anume cu pasta de jumări, care este fabuloasă, și nu numai pasta de jumări, avem și untură, avem o carne excepțională la garniță, exact cum mâncam noi când eram copii, când mergeam la bunici în vacanțe și ne dădea carne din untură. Acest preparat este delicios. Dacă vor ajunge în Piața Sfatului, cei mici cu siguranță nu se vor plictisi. Au la dispoziție un carusel și un trenuleț, dar surpriza cea mai mare o reprezintă faptul că îi pot scrie lui Moș Crăciun și, ca să fie sigur că scrisorile vor ajunge la destinație, le vor pune chiar ei într-o cutie poștală. De 27 de ani, la nivel mondial, ziua de 3 decembrie reprezintă Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Această zi este un prilej pentru a-i motiva pe brașoveni să combată discriminarea și să sprijine inițiativa Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite pentru 2019, Viitorul este accesibil. Lumea întreagă trebuie să devină mai responsabilă în ceea ce privește integrarea persoanelor cu dizabilități în societate. Cu această ocazie, Direcția de Asistență Socială Brașov își propune să nu lase pe nimeni în urmă, răspunzând astfel strategiei mondiale la nivel internațional și să invite comunitatea locală și nu numai să privească dizabilitatea dincolo de aparențe și să vadă că toți oamenii sunt speciali. Copiii sunt copii de pregătitoare și clasele a doua. Ei sunt familiarizați cu astfel de evenimente. Am mai participat și anul trecut la programul acestei instituții și sunt foarte încântați. Avem cu noi produse realizate de persoanele cu dizabilități angajate în cadrul atelierului nostru. Ce au făcut mai exact? Începând cu felicitări, lumânări. Avem foarte multe ornamente speciale pentru perioada de Crăciun. Marcarea zilei de 3 decembrie are ca obiectiv promovarea unei mai bune înțelegeri de către autoritățile publice și mediul privat a problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități. Este totodată o ocazie pentru noi toți de a demara acțiuni care să producă o schimbare de atitudine față de acești semeni prin eliminarea barierelor sociale în ceea ce privește implicarea lor în diverse sfere de activitate. Elevii școlii gimnaziale numărul 1 din Brașov sunt alături de cei nevoiași, iar cu ocazia Crăciunului, aceștia doresc să aducă zâmbetul pe buze tuturor celor care nu au posibilitatea să-și cumpere o jucărie. La inițiativa profesoarei lor, aceștia au adus pachete de acasă cu îmbrăcăminte, încălțăminte și multe jucării. Este un proiect ce se adresează copiilor din mediile defavorizate, copiilor de vârstă mică și mijlocie, în special cei pentru de la grădinițe, care nu se bucură de aceleași posibilități pe care le au copiii din școala noastră. Această idee a pornit din dorința de a ajuta și alți copii care au posibilități materiale mai reduse, din dorința de a îi face să zâmbească, motiv pentru care proiectul se numește Un fulg, o jucărie și 1000 de zâmbete. Pachetele vor fi distribuite la grădinițe din Măieruș, Apața, Budila, dar și la alte unități de învățământ din județul Brașov. Elevii liceului teoretic George Moroianu din Săcele au avut o inițiativă demnă de toată lauda. Ei au demonstrat că faptele bune se pot face la orice vârstă, dacă îți dorești cu adevărat. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, reprezentanții Consiliului Elevilor din cadrul liceului și-au unit forțele și-au organizat un spectacol caritabil în care s-au strâns bani pentru cei mai puțin norocoși. În cadrul evenimentului, pe lângă donații, cei prezenți au putut cumpăra icoane și tablouri pictate de elevii liceului, dar și calendare. Inițiativa copiilor a fost încurajată și susținută de profesori și de părinți.
Am privit-o cu bucurie. În fiecare an am făcut astfel de acțiuni la Spitalul Stejeliș, la Cămine de Bătrâni. Astăzi îl facem pentru 4 elevi din școala noastră cu probleme destul de grave de sănătate. Școala noastră e școala inclusivă, avem copii cu probleme, avem copil pe care îl școlarizăm la domiciliu, colegii mei se deplasează săptămânal, o fetiță în clasa a 6-a, și fac lecțiile cu ea. La eveniment au fost prezente și familiile care vor fi ajutate în urma spectacolului caritabil organizat de elevi. M-am fost anunțată de domnii profesori că suntem invitați la acest eveniment. Un pic emoționată, surprinzător pentru noi, că uneori suntem priviți altfel față de restul, dar o inițiativă ok. Să sperăm că să mai întâmplă aceste evenimente. Ideea noastră a început când ne-am gândit ce s-ar putea întâmpla de Crăciun în perioada sărbătorilor și ne-am gândit că ar fi frumos să facem un spectacol caritabil pentru că școala noastră nu a avut parte de așa ceva niciodată. Am adunat destule donații și suntem foarte mândri pentru asta. Le doresc sărbători fericite și să aibă bucurie și iubire în suflet, pentru că asta contează de sărbători. O inițiativă excelentă, mai ales că vine din partea Consiliului Copiilor și elevilor din liceu, care s-au gândit și la cei mai năpăstuiți dintre ei să-i ajute și material. Școlile și liceele din municipiul Săcele sunt în subordinea Consiliului Local și fondurile vin de la Consiliul Local. Un Crăciun fericit și nașterea Domnului nostru și Mântuitorului nostru Iisus Hristos să le aducă numai fericire tuturor. În cadrul evenimentului s-au strâns 10.160 de lei. Faptele bune nu se opresc aici. La Târgul de Crăciun va mai fi organizat un eveniment asemănător ce va fi dedicat tot strângerii de bani pentru familiile nevoiașe. Elevii Școlii Populare de Arte din Brașov s-au pregătit cu emoții pentru venirea lui Moș Crăciun. Îndrumați de profesoara de canto, Daniela Grovu, copiii au pregătit cântece care mai de care mai frumoase pentru ca spiritul Crăciunului să-i cuprindă pe toți cei care îi ascultă. Spunem și noi în acest fel start sărbătorilor de iarnă prin glasuri de copii care s-au pregătit temeinic cu inimi mari, deși au piepturi mici. Este un spectacol de iarnă în așteptarea moșului. Se și numește repetiție pentru Moș Crăciun, datorită primei piese care va deschide spectacolul, care este o adaptare după repetiție pentru concert de Wolfgang Amadeus Mozart. Cum îl aștepți tu pe Moș Crăciun? Păi, de obicei îl aștept în familie și îmi place foarte tare că nu neapărat că moșul vine, cât că spiritul sărbătorilor este în inima fiecăruia și că tot sărbătoresc Crăciunul și e minunat acel feeling când sunt toți cei dragi alături de tine. Care este momentul tău preferat din această sărbătoare? Împotobirea bradului, pentru că toată familia se strânge în jurul bradului și ne chinuim cu toții să facem să arate cât mai bine și este un moment minunat. Această sărbătoare reprezintă pentru mine familie, să stăm împreună, să fim unii alături de ceilalți și să ne simțim bine. Momentul meu preferat din această sărbătoare este când toată lumea deschide cadourile și este fericită că a primit, chiar și dacă nu este un lucru uimitor. Numai acest gest de a dărui. La spectacol au participat 28 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 13 ani.
Atmosfera sărbătorilor de iarnă se simte la tot pasul. Crăciunul ne aduce bucurie în suflete și ne amintește de anii copilăriei, de emoția așteptării împodobirii bradului și de clipa la care visăm să-l întâlnim pe Moș Crăciun. Oamenii se îngrămădesc să cumpere decorațiuni specifice sărbătorilor, își împodobesc casele cum știu ei mai bine, iar luminițele nu lipsesc din nicio încăpere. Pentru cine dorește decorațiuni de Crăciun personalizate, există artiști care realizează ornamente la comandă. Acesta este și cazul Mariei Nedelea, care și-a descoperit talentul de a crea în urmă cu 5 ani. În urmă cu 5 ani, după ce am terminat curățenia de Crăciun cu mama mea, mi-au mai rămas câteva obiecte specific Crăciunului și ne-am gândit, hai să ne facem și noi așa niște decorațiuni în casă. Ne-am apucat, am lucrat, am văzut că au ieșit ok, au fost frumoase, bine, altfel de stil, ca la început, ca orice începător, bineînțeles. Pe urmă au venit niște prieteni în vizită, le-au plăcut foarte mult, m-au întrebat dacă am și de vânzare. Na, de acolo a pornit totul. Cum vă alegeți tematica? Eu merg, cumpăr toate materialele, nu mă gândesc înainte ce anume cum, doar ca și lemn, sticlă, acolo, la dimensiuni mă gândesc prima dată. Și când ajung acasă, eu mi-așez toate materialele frumos, mi le organizez și apoi încep și creez ornamentul. Îndemânarea, talentul și pasiunea pentru ornamentele de sărbători au făcut-o pe Maria să-și extindă comenzile în tot județul Brașov. Pentru început, eu mi-am adunat câteva materiale pentru a face un ornament de Crăciun. Ideile îmi vin cu ceea ce am pe masă. Prima dată m-am gândit să ansamblez brăduțul de Crăciun. Acesta este produsul final, ornamentul de Crăciun. Vă aștept cu mare drag la cumpărături, dacă doriți și v-au plăcut aranjamentele mele. Vă urez sărbători fericite alături de cei dragi!